Salut, sunt Tudor și astăzi vă prezint replica AK-47 Full Stock de la CyberGun. O găsiți pe octagon.com cu codul 4849. Haideți să vedem ce e în pachet. Așa. Este un manual de instrucțiuni. Da. Cum se scoate încărcătorul de bile, cum se bagă bile în încărcător, cum se armează încărcătorul pentru că trebuie tensionat, cum ajungeți la camera de hop, așa, cum se ajunge la ce trebuie să desfaceți practic ca să puneți acumulatorul și reglaje, cutia înălțătoare, adică foița înălțătoare, selectorul de tir și așa mai departe. Da, aici avem o curea în două puncte. E o curea destul de slăbuță, prinderile sunt destul de slabe, subțiri. Sincer, nu vă recomand să o folosiți, nu e de cea mai bună calitate, există riscul să vă cadă replica și să se rupă cureaua, să vă cadă replica și să se rupă orice, să se strice. Bun, următoarea chestie care este în pachet, sau așa, e o baterie nichel metal hidrid de 1100 mAh, 8,4V. E o baterie decentă, să zic așa. E ok pe perioada verii, nu se descarcă în perioada verii, pentru că bateriile nichel metal hidrid se știe că se descarcă la frig, singură. Nu e de cea mai bună calitate, dar până la urmă e ok de testat. Încărcător de acumulator. Tipul ăsta de încărcător nu e inteligent, nu se oprește singur. Și practic când vă puneți acumulatorul la încărcat, nu se oprește. Trebuie să aveți grijă cât îl lăsați la încărcat, trebuie să-l deconectați dumneavoastră. Oricum, în pachet primiți o foaie A4 printată în limba română cu instrucțiuni generale unde explică inclusiv cât să lăsați la încărcat și sunt mai multe chestii acolo care vă folosești și vă ajută. Așa, sunt două încărcătoare, în asta am băgat bile ca să vă arăt și cum funcționează. Sunt două încărcătoare, în mod normal replicile de Airsoft vin cu un singur încărcător. Pachetul ăsta vine cu două încărcătoare. Încărcătorul de tip high cap, am pus deja bile, se toarnă practic în rezervorul din față, da, asta e ușița care se deschide, așa, turnați bile în rezervor, înăuntru e rezervorul de 340 de bile, jos aveți o rotiță, cu rotița asta practic colectați bilele din rezervor și le duce pe canalul încărcătorului. Trebuie învârtit de el până în prima fază ies bilele la gura încărcătorului. Uite, se și văd deja. Da? Nu-i destul să învârtiți atât, trebuie să mai învârtiți ca să tensionați arcul. Practic când trageți bilele o să înceapă să iasă din încărcător. Arcul trebuie să fie tensionat ca să colecteze în continuare, să ia bile și să le ridice, să le bage în replică. Așa. Asta care îl punem aici, deocamdată. Asta e o cheiță cu care reglați cătarea din față a replicii. Da, cătarea din încerc să găsesc cumva o poziție bună, așa, da. Practic e șurubul ăsta, șurubelul ăsta. Puneți cheița pe cătare și învârtiți șurubul respectiv, evident, are filet. Practic, strângeți, destrângeți, urcați sau coborâți vârful cătării în funcție de preferințe. Așa. Și e tijă de desfundare, curățare a țevii interne, da? Care are două capete. Un capăt e tășit de la 45 de grade. Se vede oare. Așa. Asta e pentru desfundat țeava. Teoretic, dacă folosiți bile de calitate, n-ar trebui să folosiți capătul ăsta. Pentru că bile de calitate, de regulă, sunt mai mici, de 6 mm, 5,95. Și capătul celălalt, care are orificiul acela,
Practic, acolo intră prosoape de hârtie tăiate la, la măsura, la mărimea aia, mărimea asta, sau bumbac. Tăiați fâșii de bumbac, îl băgați înăuntru, îl mă rog, răsuciți și se curăță cu spirit sanitar, alcool sanitar și așa. Cum se curăță? Trebuie băgat tija prin față până la, înainte de fapt de camera de hop. Camera de hop e aici. Da? Trebuie băgat până pe aici, pe undeva, ca să nu ajungeți la guma de hop. Aici, în capătul ăsta, se vede, da? Da. Vă marcați capătul cu bandă, scotch, orice, cu marker, ca să nu băgați mai mult. Practic, se face prin răsucire. O să-l băgați înăuntru, o să tot răsuciți. N-are voie să ajungă la guma de hop, pentru că dacă ajunge în guma de hop, e posibil să răsuciți guma de hop sau să o pișcați și... și se strică, nu mai funcționează cum trebuie. De asta e bine să marcați tija de curățare. Așa. Și replica. Replica are undeva la 3 kg. Nu e cea mai grea. De regulă, acaurile sunt un pic mai grele. E destul de echilibrat modelul ăsta. Iarăși, de regulă, acaul are greutate în față. În partea din față e destul de incomod de folosit pe perioadă lungă. Așa. Părțile, în mare parte, din plastic. Părțile externe, care de regulă au o replică metalică, adică la na, o replică metalică, sunt părți, câteva părți metalice. Astea sunt majoritatea din plastic. Patul, mânerul, ulucul, deși au culoarea lemnului, imită doar lemnul și culoarea și textura lemnului. Ele, de fapt, sunt din plastic. Așa, părțile metalice sunt... prinderea asta de curea, trăgaci, capacul de la cutia mecanismelor, foița înălțătoare, țeava externă și cuiul cătării, cuiul din față, și tija, care se folosește la arma reală. La curățat arma reală nu-i cazul la Airsoft, e doar de design. Așa... ce să zic, camera de hop. Haideți să vă arăt unde e camera de hop. Se trage brațul de armare în spate, înăuntru e camera de hop. E liniar, să zic așa. Merge, e braț care culisează față-spate. Are și ceva gradații ca să fie mai ușor de reglat și de ținut minte poziția. Așa, ce mai este? Se poate da jos flash hider-ul, vârful. Da, aici are un pix, așa, se vede, cum să fac să se vadă tija aia, asta. Bun, asta trebuie apăsat, e un fel de, nu știu ce, pin de siguranță și se desface filetul. Filetul e de 14 pe stânga. La replicile de Airsoft, de regulă, flash hider-urile și tot ce îi ține de vârf sunt de, pe stânga, totul e pe stânga, deci practic trebuie să învârtiți în cealaltă direcție. Se poate schimba flash hider-ul sau ascunzătorul de flăcări. Un pic să-l dau jos. Așa, are filețul. Puteți să puneți amortizor sau alt ascunzător de flăcări sau tracer sau așa mai departe. Așa, un pic să-l pun în loc. Să dureze puțin. Bun. Tipul ăsta de AK, pentru că e cel tradițional, nu are șineris, nu se poate monta aproape nimic pe el, nu puteți pune accesorii pe el. Se folosește așa, în cătări, nu are bază de montare, cum au alte AK-uri care se pot monta sistemul de ochire. Nu are ris pe uluc, deci nu puteți să puneți lanterne, mânere și alte chestii. Așa. Doar amortizor și cam atât. Selectorul de tir. La AK e un pic diferit ca și la restul replicilor sau restul armelor. În mod normal e safe, semi-auto și full auto. La AK invers. La AK e safe, full auto și semi. Full auto înseamnă cât țineți de trăgaci, trage. Cât țineți, atât trage. Pe semi, la fiecare apăsare de trăgaci, trage o singură bilă. Și safe, nu face nimic, e blocat.
Așa, are viteză de 110 metri pe secundă, e ok pentru toate tipurile de jocuri, puteți să jucați cu el și la CQB și la urban, chiar și la pădure, n-aveți cea mai bună distanță, dar pentru început e perfectă replica, puteți trage la țintă cu ea și, nu știu, până vă dați seama dacă vă prinde sau vă place sportul, cred că e o investiție, investiție bună de început. Ca să nu investiți foarte mult, poate nu vă place, poate nu vă prinde sportul ăsta. Așa, ce să vă mai zic, cred că, să punem bateria un pic, să vedem cum sună. Bateria vine pusă în pat, da? În patul ăsta, sunt două șuruburi, așa se văd, sunt două șuruburi, sunt de formă, nu trebuie date jos, practic patul trebuie prins și dat în direcția asta, deci în jos, trebuie prins de el și tras chiar marginea neagră. Iese afară, înăuntru-s cablu mini Tamiya cu siguranță. Asta e siguranță. Așa, să punem o baterie care e încărcată. Să o conectez. Și acum să vă arăt și cum trage și ce înseamnă full și semi. Pe full auto, cât țineți de trăgat și trage. Așa, pe semi, la fiecare apăsare, trage o singură bită. Bun, și safe. E safe, nu face nimic. Bun. Așa, și cam asta este. Cam asta e de spus despre replica aceasta. Sper să vă fi fost, să fie util ceea ce v-am zis. Și vă salut!